Chiar dacă e permisă în această perioadă deplasarea pentru a dona sânge, numărul donatorilor a scăzut considerabil la nivelul județului Maramureș. Cerere pentru sânge există în fiecare zi de la unitățile medicale din județ. În ultima perioadă, numărul persoanelor care se prezintă la centrul de transfuzie sanguină Maramureș a scăzut destul de mult, probabil datorită situației epidemiologice, deși deplasarea în scopul donării de sânge este permisă. Sperăm că după 15 mai oamenii să aibă încredere și să vină să doneze în continuare, pentru că spitalele își reiau activitatea de a opera, de a trata și alte cazuri, nu doar urgențele, și va fi nevoie de un stoc mare de sânge. Consiliul Județean Maramureș a dat spre folosință centrului de transfuzie sanguină un echipament medical de plasmafareză care va fi folosit pentru a recolta plasmă de la pacienții cu COVID-19 vindecați. Urmează să primim 100 de kituri de recoltare compatibile cu echipamentul Aurora Plasma Ferezis. Plasma recoltată va fi distribuită la cerere spitalelor care tratează pacienți COVID-19 și care au secție de ATI avizată de Comisia de Specialitate ATI a Ministerului Sănătății. Plasma convalescentă se va administra doar pacienților critici infectați, confirmați cu COVID-19, cu vârstă de cel puțin 18 ani și care sunt de acord cu administrarea. În acest sens, Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș își va contacta pacienții confirmați cu COVID-19 și vindecați pentru a-i programa la donare de plasmă. Procedura durează în jur de 45 de minute, iar pacienții care doresc să doneze sânge pot să contacteze Centrul de Transfuzie pentru o programare în acest sens.